Premieră în industria alimentară românească, Cristim a lansat inovația anului. Primele produse românești din carne fără euri, coloranți artificiali, soia și gluten. Mai multe informații mai târziu în jurnal. Campanie încheiată la APIA. Cu cererile depuse, fermierii se întreabă ce urmează. Avem răspunsurile la această întrebare imediat în jurnalul Agrointeligența în direct. Vești deloc bune pentru fermieri. Meteorologii au primele vești despre cum vor fi lunile de vară, despre riscul de secetă vorbim mai târziu în jurnal. Bine v-am găsit la primul și singurul jurnal de știri pentru fermieri și companiile de agribusiness din mediul online exclusiv. Sunt Georgiana Delurințu și vă invit să rămâneți alături de mine și să dați like și share acestui buletin informativ realizat împreună cu colegii mei de la Agrointeligența. În cele ce urmează vă voi prezenta cele mai utile informații pentru dumneavoastră, fermierii care ne urmăriți, dar și pentru toți cei care sunteți interesați de agricultură, de produsele românești, de oameni și de poveștile din spatele lor. Agrointeligența, cel mai citit site de știri agricole din România, dar și din Europa, și-a propus să aducă mai aproape de dumneavoastră informația de actualitate. Tot ceea ce poate veni în sprijinul activității pe care o desfășurați în agricultură. Începând de astăzi, noi, cei de la Agrointeligența, lansăm acest proiect unic la acest moment în mass media dedicat agriculturii. Demersul nostru își propune să vă informeze, dar și să aducă în atenție analizele evenimentelor zilei de interes și cu impact pentru domeniul agricol în care activați. Sperăm ca această emisiune informativă să devină o obișnuință în programul dumneavoastră din fiecare seară și să deschidă calea unei necesități în informarea cotidiană pertinentă și eficientă în același timp. Campanie încheiată la APIA. Luni, 15 mai, a fost ultima zi în care agricultorii și crescătorii de animale au putut depune cererea unică la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Conform datelor oficiale primite de la Ministerul Agriculturii, suprafața pentru care s-au solicitat subvenții anul acesta o depășește pe cea din 2016. În perioada următoare, funcționarii APIA vor demara prelucrarea solicitărilor, vor stabili eșantionul de control și vor începe verificările în ferme. Vorbim de o mobilizare totală, pentru că începând de la mijlocul lunii octombrie, fermierii urmează să primească primii bani din subvențiile pe 2017. Anul acesta, producătorii agricoli își vor primi subvențiile la timp. APIA a încheiat luni campania de depunere a cererii unice, raportând o suprafață solicitată la plată mai mare decât anul trecut. A fost un efort deosebit al tuturor celor implicați în acest proces, fermieri, președinții asociațiilor de crescători de animale și ai celor de producători agricoli APIA, MADR, ANZ, ANSVSA, primării și prefecturi. Doresc să le mulțumesc tuturor pe această cale și îi anunț că față de anul trecut suprafața aferentă cererilor depuse de către beneficiari este mai mare cu 214.524,58 de hectare. Dacă suprafața a crescut, numărul fermierilor care au solicitat plăți directe este mai mic în acest an. Astfel, în anul 2016, numărul fermierilor care au depus cerere a fost 901.335 pentru 9.326.864,87 de hectare, iar în 2017, 884.397 de fermieri au depus cereri pentru 9.541.389,45 de hectare. Scăderea numărului de cereri depuse și creșterea suprafeței aferente demonstrează că exploatațiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce în ce mai necesară în vederea consolidării rolului acestora pe piață. Odată cu încheierea campaniei de depunere a cererii unice, fermierii au la dispoziție perioada următoare până pe 31 mai pentru a aduce modificări cu privire la suprafața declarată sau la efectivul de animale. Va urma o verificare preliminară, apoi extragerea eșantionului cu fermieri care vor intra la control și în perioada 1 iunie-1 octombrie inspectorii APIA vor face verificări în aceste exploatații agricole. Conform calendarului Agenției de Plăți pentru anul în curs, fermierii vor intra la plata avansului începând de la mijlocul lunii octombrie, iar apoi, din 1 decembrie, va fi demarată achitarea subvențiilor integrale. Finalizarea tuturor plăților este programată să aibă loc până cel târziu la finele lunii martie anul viitor.
Cel mai cunoscut brand de produse din carne din România schimbă tot ceea ce știam despre mezeluri, lansând o inovație pentru industria alimentară românească. Clean Label este cel mai nou trend de pe piața agroalimentară mondială și de ieri conceptul de etichetă curată este și în România prin inovațiile companiei Cristim. Este încă una dintre investițiile pe care compania de familie fondată de omul de afaceri și fermierul Radu Timiș o face din dorința de a oferi românilor cele mai bune produse sănătoase și la cel mai bun preț. Am scos tot ceea ce înseamnă înlocuitor de carne, soia, am scos amidonul, tot ce înseamnă partea de a, care stă și ei alergen, monoglutamatul de sodiu, am scos colorantul chimic, aromele sintetice, nu mai discutăm despre endem, că știe toată lumea că este o proteină de slabă calitate. Și am făcut toate lucrurile astea știind foarte bine și asumându-ne riscul să pierdem foarte mult din profitabilitatea noastră. Noi în acest an ne-am făcut un calcul, minimum jumătate din profitabilitatea noastră am pierdut-o, dar am spus că vom face lucruri pe termen mediu și termen lung. Și ceea ce este foarte important de reținut este că n-am făcut-o pentru o gamă de produse, n-am făcut-o pentru un produs, am făcut-o pentru toată gama Cristim. Deci orice partener, orice consumator de-a nostru cumpără un produs Cristim, promisiunea noastră certă pentru ceea ce am făcut este 100% garantată. Ca și element de noutate, pe lângă eticheta curată, Cristim a investit și într-o nouă abordare de piață, la pachet cu un logo întinerit, care pune accent pe faptul că vorbim despre o companie de familie fondată în 1992. Noi nu am făcut numai zona de mezeluri lucrul ăsta, asta este doar, suntem vârful icebergului, inclusiv în zona de ready meal, lucrăm fără conservanți și așa cum un an de zile am lucrat în cercetare ca să putem aduce produsele noastre în zona asta, același lucru facem și la ready meal, același lucru suntem și în lactate, produsele noastre sunt curate. Și în zona vinului, care deja am intrat de 7 ani de zile, începând cu plantația vinii, tot așa mergem pe un produs curat. Tot ceea ce va face Cristimul, face și va face de acum încolo, pentru că mai avem alte proiecte în dezvoltare, va fi tot în zona de produse curate, de produs sănătos, care să aibă o legătură cu consumatorul pe termen mediu și lung, nu doar ceea ce se întâmplă. Echipa Agrointeligența a avut oportunitatea de a vizita fabrica de produse din carne cu etichetă curată, adică fabrica Cristim din Filipești de Pădure, județul Prahova. Este locul unde tehnologia de vârf face echipă bună cu oamenii pasionați de ceea ce fac, dar și cu grija permanentă pentru siguranța și calitatea produsului. Un produs cu o etichetă curată și din care lipsesc eurile periculoase, soia care înlocuiește carnea sau glutenul. Iar conservanții cu risc pentru sănătate au fost eliminați prin investiția într-o tehnologie care reușește să păstreze alimentele cu gust proaspăt mai mult timp. Tehnologia de conservare prin presiune înaltă este practic o tehnologie care asigură printr-un parametru fizic un nivel al unei presiuni de 6.000 de bar. Iar în final, mulți se vor întreba cum reușește Radu Timiș alături de familia sa să inoveze, să investească, să fie mereu numărul 1 în tot ceea ce face. Răspunsul pare o veritabilă rețetă de succes și, foarte important, una sinceră și ușor de probat. Cum am mai spus întotdeauna, nu am intrat în zona afacerilor cu statul, nu am făcut politică, și sigur n-am făcut evaziune fiscală. Cred că asta a fost cocktailul care ne-a ajutat să putem să fim lideri în permanență. Agricultorii români urmăresc în aceste zile prețul cerealelor. La fel ca în fiecare an, acesta începe să dea semne că este în scădere. Motivul principal este generat de apropierea perioadei de recoltare pentru primele culturi agricole, ce au o importanță deosebită, deoarece fermierii mizează să scoată profit la rapiță, orz și grâu. Prețurile din acest an arată bine deocamdată, iar speranța producătorilor este una clară, și anume menținerea peste nivelul din 2016.
Prețurile la principalele cereale sunt de mare interes pentru toți fermierii. Pentru a veni în sprijinul lor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale publică săptămânal o situație din regiunile reprezentative ale țării, Muntenia, Banat și Oltenia. Prețurile sunt medii, însă nivelul lor este un indicator bun pentru planurile de comercializare a producției din acest an. Astfel, fermierii cu experiență știu că este bine să vinzi atât în avans cu contracte futures, cât și să păstreze o parte din producție pentru comercializarea imediat după seceriș. Cei care dispun de spații de stocare pot paria pe evoluția grânelor în toamnă, cât prețurile vor urca peste minimum ce se atinge de regulă în sezonul de recoltare. În cazul grâului, cel mai bun preț îl obțin în această perioadă fermierii din Muntenia, urmați de cei din Banat și cei din Oltenia. De precizat că în vestul țării prețul boabelor panificabile a crescut cu circa 6 euro pe tonă la mijlocul acestei luni, în timp ce în restul regiunilor țării creșterile au fost mai mici. La porumb, cultura abia însămânțată de fermierii români, calculele agrointeligente se fac chiar în această perioadă, cât se negociază vânzările recoltelor de toamnă. De referință este prețul oferit pe tranzacțiile din portul Constanța, unde, fără costuri de transport și de încărcare, boabele de porumb s-au vândut la mijlocul lunii mai cu 172,18 dolari pe tonă. O altă cultură de interes pentru fermierii români este și cea a orzului, unde cel mai mare preț raportat în datele Ministerului Agriculturii este cel din Muntenia. Aici fermierii vând din fermă cu 130,88 de euro tona de boabe de orz pentru furaj. În cazul rapiței, prima cultură care aduce profit considerabil în fermele românești, specialiștii spun că prețurile se mențin încă bune. Vestea proastă este că stocurile internaționale fac ca nivelul de preț să nu atingă maximele din 2016. În acest moment, la bursa de la Paris, o tonă de semințe de rapiță se tranzacționează cu 365 de euro pe tonă cu livrare în luna august. Temperaturi extreme și secetă, iată care sunt avertismentele meteorologilor pentru perioada următoare. Fermierii români vor avea de înfruntat o vară caniculară și potențial secetoasă. Țara noastră se va confrunta cu mai multe valuri de căldură extremă, în special în lunile iulie și august. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi sub media normală, crescând riscul apariției unei secete de durată. În perioada iunie, iulie, august, temperaturile de peste 32 de grade Celsius vor fi dese, iar aproximativ o săptămână în acest interval, valorile termice vor fi constant extrem de ridicate. Portalul AccuWeather.com nu are vești bune pentru fermierii din nord-estul țării, care ar urma să fie afectați de secetă în cadrul unui val de căldură extremă. Din nefericire, precipitațiile vor fi extrem de scăzute și vor fi în mare parte în Republica Moldova, dar și în estul Ucrainei și în sud-european al Rusiei. De altfel, avertizările insistă asupra riscurilor de secetă prelungită în întreaga țară, fapt ce ar putea avea un impact semnificativ asupra producției agricole. Cantitățile totale de precipitații vor avea o tendință spre deficit pe arii extinse în regiunile sudice și estice și local în restul teritoriului. Ne vom confrunta așadar cu o vară secetoasă care se va instala pe suprafețe tot mai extinse, iar cele mai mari probleme vor fi în sudul și sud-estul țării. Condițiile de secetă ar putea să se prelungească în toamnă, iar impactul ar putea să fie unul puternic asupra agriculturii. Seceta este unul dintre marile riscuri pe care agricultura românească trebuie să și le asume. An de an, fermierii noștri se tem de arșița verii și mai ales de lipsa precipitațiilor care împiedică dezvoltarea culturilor agricole importante, cu precăderea celor de primăvară, porumbul sau floarea soarelui. În Ialomița, una dintre fermele ce fac agricultura avansată a ajuns la concluzia că nicio tehnologie, oricât de scumpă ar fi ea, nu poate suplini lipsa apei, așa că Landagro mizează pe irigații. În județul Ialomița, ferma Landagro este una dintre cele mai performante. Este deținută de trei acționari, frații Jean Cezar și Alexandru Ilie și de Marius Florița. Acesta din urmă ne-a fost gazda unei vizite pe care am efectuat-o la ferma ialomițeană pentru a afla direct de la sursă cât costă, dar și cât de rentabilă este investiția în sisteme de irigații. În total, acum la Landagro se lucrează 2400 de hectare de teren agricol, din care o suprafață de 435 de hectare este irigată cu sistemul prin tamburi. Deși costurile inițiale au fost importante,
Ferma din Ialomița a găsit o soluție avantajoasă pentru a-și finanța investiția. Astfel, echipamentele au fost luate cu creditul pentru irigații de la AgriCover, iar cheltuielile făcute s-au amortizat chiar din primul an. Costurile cu irigatul nu depășesc 2 tone de porumb din producție, pe hectar. Pe tot ciclul de producție. Pe tot ciclul de producție. Și ce pot să vă spun, că sistemul este absolut complet automatizat, nu este supravegheat decât de o singură persoană. Investiția, chiar dacă pare mare la prima vedere și toți cei care ne ascultă se blochează. Cam cât a fost așa? Cât a costat investiția? În jur de 1000 de euro pe hectar. Pe hectar. Dar această investiție se poate recupera într-un an normal, în ani normal se poate recupera în 3 ani de zile maxim. Și într-un an prost pentru neirigat și bun pentru irigat? Dacă luăm ca exemplu anul 2012... A fost un asemenea an, nu? A fost un asemenea an. Și ce s-a întâmplat în anul ăla? În anul 2012 producția medie la neirigat a fost 6 tone, la irigat a fost 12 tone. Cheltuielile cu irigat undeva de 2 tone de porumb pe hectar, rămâne un surplus de producție de 4 tone și în condițiile anului 2012, când tona de porumb a fost 250 de euro, ajungem la 1000 de euro investiți, recuperați într-un an de zile. Deci, practic, cu cât e anul mai prost pentru ce înseamnă cultura neirigată, cu atâta șansa de a pentru că, sigur, și prețurile cresc din cauza scăderii producției. Practic poți să ai un an de un asemenea an care să-ți asigure practic recuperarea investiției într-un an. Da. Dacă anii sunt buni pentru toată lumea, 2-3 ani, dar oricum, în principiu mai mult de 3 ani n-ar avea. Dacă se ia în considerare și se merge și pe cultură dublă, se pot recupera chiar mai repede. O altă întrebare importantă pe care am adresat-o gazdei noastre de la Landagro a fost sursa de apă pentru care s-a optat. Și de această dată, calculele fermierilor s-au dovedit demne de niște oameni chipzuiți care își gândesc investiția pe termen lung. După o analiză mai atentă și o cercetare de câțiva ani, am ajuns la concluzia că încercam să aducem apa de la 10 de kilometri depărtare când ea se află la 100 de metri. Da, acum privitorii noștri vor vedea, e puțul de alimentare, deci făcut chiar aici în interiorul acestei sole, nu? Da. 150 de hectare. Da, 150 de hectare. Irigată complet. Puțul asigură un debit de 120 de metri cu pe oră. Mai mult decât suficient, mai mult chiar decât și în vârf de campanie de irigare. Poate ține în funcție de duzele alese și de cultură, poate ține 3 sau 4 tamburi de irigat cu o presiune la tambur de 7 bari. Țin să menționez că tot acest sistem de aici este complet automatizat și este implementat și într-o altă locație, la Cosâmbești. Cu astfel de investiție pe terenul pe care îl vedeți acum cu sămânță de la Pioneer Hybrid tardivi, fermierii de la Landagro nici nu se gândesc să ia în calcul o producție de sub 14 tone la hectarul de porumb irigat, iar profitul din valorificarea producției se va transforma în noi investiții la fermă. Acestea au fost știrile care contează pentru dumneavoastră în agricultură. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu orele 20, vă așteptăm să fiți alături de noi și să urmăriți singurul buletin de știri pentru fermieri și companiile agribusiness transmis exclusiv online în România. Vă rugăm să dați like și share acestui buletin de știri și paginii de Facebook Agrointeligența și nu uitați că zi de zi cele mai noi și utile informații din și pentru agricultură le găsiți pe www.agrointel.ro. Sunt Georgiana Delurințu, toate cele bune pe data viitoare!